La mulți ani pe 2024 și bine ați revenit! Voi cu ochii pe noi, noi cu camerele pe noi și cu episodul ăsta de podcast care începe și dă drumul la o nouă serie de podcasturi Da Bravo. Să fiți sănătoși, să aveți un an așa cum vi-l doriți. Începem într-un stil mare, de gală, cu un invitat surpriză, mare, frumos. Ce să mai, dar vă zic imediat. Până una alta trebuie să vă spun că astăzi por la mână pentru că e o ediție specială. Un ceas Union Gladhulten de la prietenii de la Culto. Dacă vreți și voi să purtați așa ceva pentru că e foarte șmecher, îl găsiți în magazinele Culto sau pe site-ul lor, așa că spor la treabă. Am primit ceva de băut de la Bei Ce Vrei, ne-au trimis o sticlă de Jägermeister mai special, se cheamă Manifest. Nu e chiar Jägermeisterul ăla pe care știți voi. Iar fratele meu Alexandru de la Oliveto ne-a făcut un platoaș cu niște caracatițe, cu niște crevecino, ca să fie de băgat la bambino. Ideea felul următor. Trebuie să vă spun că pentru toți cei care acum ați început și scrieți în comentarii la mulți ani, la mulți ani, dar hei, Bobo, de unde ai bicepsii ăștia? De unde ai tricepsii și de unde ai brandul ăsta umflat de ține ceasul ăsta Union de la Culto? Păi vă zic eu, de la sală, fraților, pentru că am băgat sală, am băgat sală peste unde am avut spectacol, am intrat, n-a contat orașul, pentru că am abonament la SX și abonamentul ăsta de la SX îți permite să intri în peste 500 de țări din toată țara. Adică unde m-am nimerit, am mers abonamentul SX, am intrat și am tras de ele. Și uitați și voi cam ce înseamnă lucru susținut. Mamut! Și pentru că invitatul e cu ochii pe mine de când am început și asta este a șasea dublă de intro, n-ar rost să o mai lungim pentru că de înțeles s-a înțeles. Mulțumim partenerilor noștri de la Bei Ce Vrei, Culto și de la SX. Îi dau drumul, Micuțu, bine ai venit la noi. Bine, și la mulți ani ție pe 2024. La mulți ani și ție, la mulți ani și vouă. Tu ai început mai în trombă decât mine, adică ați lansat filmul. Așa este. L-am lansat. Băi, câteodată când mi-e dor de tine așa, da, că n-am timp să mă uit la tot podcastul, îmi pun tot timpul intro, că știu exact ce faci și da, ce simți. Și știu exact cum să râd de aici. Tu ai lăsat-o mole. Ai inerția asta așa, știi, de fiecare dată. Oameni buni, bine v-am găsit. Să știți că viața, băi, dacă vreodată, luna, ei, iată că avem și furculițe de la... Băi, pe de altă parte și eu mă uit la intro-urile tale și mi place că acum tu le-ai scrise, tu le citești, nu mai stai să mai intri, ești pe genul ăsta. Citesc o parte. Prietenii noștri de la... Citesc o parte. M-am așezat, da, m-am lăsat. Nu puteam, e primul episod, nu puteam să încep cu energia asta. Iată, prietenii de la Culto ne-au trimis un ceas. Nu, dar nu zic de energie, zic de inerția pe care ți-o creezi tu de fiecare dată și asta, știi, cu urările, că eu... Asta întotdeauna m-am întrebat, de unde dracu-ți vin toate urările astea la gură așa? Că n-au nimic, nu le-am mai auzit nicăieri, să mor dacă le-am mai auzit în altă parte. Să vă meargă bine, să aveți vânt în pânze. 2024, la mulți ani. Toată lumea scrie în comentarii, la mulți ani, la mulți ani, dar stați! De unde are Bobo biceps? Bă, de unde, mă, de unde le scoți? De la SX merg la sală. A, da? Da. Peste 500 de săli? 504 chiar. Ai atins 504. Wow. Stai să ne calmăm, să-ți dau un Jäger de la Manifest. Te care rog. Conține cardamom, vanilie și se bea cu un cup de gheață, nu ca ălalt. Ție nu... A, uite, ai și tu cupul de gheață. Cum, ălalt nu se bea cu cup de gheață? Nu, ălaltul e normal, ăsta Manifestul se bea așa. Am greșit toată viața. Da, am înțeles că ăsta are șofran și cardamom. Și vanilie. Și vanilie, da, nu? Hai să vedem. Ce bine miroase. Nu se bea așa. Nu se bea așa. E foarte greu. Nu se bea așa, e foarte, da. Ne cerem scuze, domnul Jägermeister, dar noi așa știm. Noi cum... Dar domnul Jägermeister știe povestea ta cu Jägermeister? Cred că a văzut-o. Cred că de-aia s-au și... De asta s-au băgat? Da, da, pentru că vor să mă facă bine de data asta. S-au dat ăsta să te trateze. Ăsta nu e chiar atât de digestiv, sau cine știe. Poate de la cardamonul ăla, de la ceamomilă, de la vanilie, de la tila. De la tila, mă, da, tila, corect. Tila, bă, leu. E un început de an. Totuși, a trebuit să te simți în largul tău aici, pentru că tu ai dat-o cu podcasturile în mai serioasă treabă acolo. Nu se mai râde, ai avut 4 terapeute pe tine. Unde să faci glume acolo? Că nu mergea. Opa! Corect, bă, Bobo. Corect.
Corect, mă, băiatule. Băi. Gata, mă. Mă simt mina, ai dreptat. Hai! Cum ați lansat un film fără înjurături? Corect. Bă, am... Vrei să zic sau... Da, vreau să zic. Hai să vorbim puțin de Klaus și Barroso și aș începe cum dracu v-ați oprit la numele astea. Cum a fost lista de a-ți ajuns aici? Nu mai știu, să mor dacă mai știu. Bă, toată lumea întreabă. Da. Cum nu Klaus și Barroso? Am avut, cred că de la... Că eu nu sunt foarte deștept. Cred că de la Bogdan și de la Adrian, că ei sunt mai deștepți, că sună pretențios. Klaus? Eu n-aș fi... Barroso, știi? Barroso, te gândești, italian. Păi cam asta e, da, cam asta. E vorba de perioada aia în care se puneau porecle și rămâneai cu porecla aia, știi? Da, da, da. Și cam asta e, din perioada aia din cartier, că ăștia practic au vârstele noastre, personajele au vârstele noastre și au rămas cu poreclele astea. Azi niște porecle, nu sunt nume. Adi a anunțat filmul când era la noi la podcast, era în fașă. A zis, avem și o idee de film pe care o să o scriu și o să o fac cu Micuțu. Da. Acum ță. Da. Acum ță, da. Și acum, cum ați reușit să faceți fără înjurături? Adică, bă, am v-a tras afectat cu... asta cu team building-ul, că s-a țipat, că domne, că nu știu, sau cu taximetriști pe el? Ei cu taximetriști, din ce țin minte, Nicolae a avut așa un pic de resentimente vis-a-vis de hate, cum și eu am avut la team building, dar nu asta a fost neapărat. Eu, sincer, am, pentru că de foarte mulți ani tot aveam în cap... Ba la stand-up să încerc o variantă mai curată, ba în altă parte, am ales în altă parte, adică la film. La film. Și am reușit, adică se vede că râde lumea în săli, că am fost prin țară până acum și chiar a râs lumea. Chiar a râs lumea și s-a aplaudat pe bune la final. Ceea ce... Deci există și varianta asta, e posibil, dar a fost greu să scoateți toate... Știi de ce a fost greu? Pentru că povestea, în povestea asta, ar fi mers. Ar fi intrat. Între doi prieteni în care se vorbește între și mai și asta ai noroc și pe te întorc. Între, exact. Cum o scoți din film? N-ai cum să o, da. Da. Așa trebuia să numească inițial, înainte să zicem că bă, facem fără înjurături, da. Am vrut să fie, dar să fie tot Klaus și Barroso, hai noroc pe te întorc. Jos, și știi? Pe te întorc. Nu, nu, nu. Asta e partea a doua. Asta e partea a doua. Asta e prima parte. Ok. Dar știi că ar putea exista continuare la asta? Adică dacă aici ai noroc și pe te întorc, ce ar veni după? Ce răspuns la, tu? La anul și la mulți ani. Nu, trebuie să aibă ceva rimă cu noroc. Sau cu întorc. Adică tu îmi zici ai noroc, eu zic pe te întorc și tu îmi zici... Bă, dar nu te-am mai văzut pe la bloc. N-am venit că mi-am luat porc. Adică nu știu. Ok, hai noroc. Întorc? Da. Și câinii și... latră, muțele torc. Torc. Da, vezi ce frumos ne întorci acum de când nu mai ai făcut film fără înjurături, întorci? Adică și da, mă, câinii iartă, latră, muțele... Da, hai noroc, este întorc. Iartă-mă, asta-s eu! Asta sunt eu! Bă, zi-mi cum a mers filmul, adică e bine primit. E bine primit. Nu știu dacă a mers, asta o să vedem în săptămânile ce urmează. Și înțeleg că mai aveți pe țeavă ceva, adică... Mai avem, drumul, da. Drumul la filme, cum da. Era la noi la țară, în actat ți-ai dat drumul la turcești. Avem... ce? La noi la țară. La turcești, la dansul, se întreba. Auzi, tu în actat ți-ai dat drumul la turcești? Adică când ai început la discotecă să bagi... Așa zic la voi, v-ați dat drumul la filme. Da, mă, eu vin din... Zi, mă, ce ai zis? La cât ați ai dat drumul? Ai dat drumul la turcești, la dansuri turcești. Că s-a cât ați ai dat drumul la turcești. Și la cât ai în ce clasă? Da, așa se întreba la țară. Tu la cât ați ai dat drumul la turcești? Și voi v-ați dat drumul la filme acum, că urmează iar o chestie. Am înțeles că sunt vreo trei bucăți pregătite. Nu, Klaus și Barroso e gândită ca fiind trilogie. Dar încercăm acum un alt film, un alt gen, un murder mystery, da. Pe care o să-l filmăm în vară, probabil, și să vedem cum o să fie ăla primit. Dar e tot comedie.
La bază e tot cu murder. Adică tot ce o să facem pe o perioadă lungă de timp... Dar e cu murder. Mystery. Adică cadavrele o să fie zâmbitoare. Da, o să... Găsești, adică... Știi ce o să facă cadavrele? Ai văzut că în toate filmele, oricât de bune ar fi, la un moment dat, dacă e cadru lung, vezi că la... Nu mai poate la un moment dat. Adică am stat cu ochii închiși și se umflă burta și se umflă așa un pic și după aia se lasă. Dar el e alb. Da. Deci asta e partea de comedie de la Murder. Nu, or să fie mai, o să fie pe personaje comice, exagerate cumva. Și... Adică o să fie un soi de Agatha Christie. La cât ți-ai dat drumul la turcești? E, uite, vezi, ăsta era următorul subiect. Micuțul s-a întors în stand-up. Dar ai avut o pauză de 6 luni. Mi-a plăcut asta că... Nu mai știu unde am văzut titlul, Micuț se întoarce în stand-up după pauză de 6 luni. Și am zis, păi aia e pauză? 6 luni? De unde ai văzut asta? Nu mai știu unde am văzut. Ceva scris acum, documentând. Dar nu m-am întors. La finalul anului mă întorc. Deci, mai mult de 6 luni. Un an și... Că după aia am calculat. Tu în 2006 ai mai avut o pauză de mai bine de 6 luni după gluma cu... Cum pare acum, cu... În 2005. Nu, n-a fost 2006 de 2006 te-ai întors în februarie, cred. Da. Și de acolo ai început să faci constant. Da. Dar până în 2006, în februarie, ai avut pauze de câteva luni bune. Două luni. Păi ultimul a fost în decembrie, ăla de l-am dat eu cu gluma lui Robin Williams. Era în decembrie când venise Tăricianu la show. De a dormit, dar se mai dormea, se mai trezea. SPP-ul era treaz. Știu, dar el nu. Cât erai tu pe scenă, eu am fost lângă Chișu aici și mă uitam la el. Bă, da, avea un soi de beție, foarte beție de asta de somn, foarte ciudată, că nu-i cădea capul. Efectiv în el, așa. Păi da. Ce ești, făcea așa? De la ședințe. Da. De la ședințe. Și când se râdea, pleca așa. Înțeleg? Înseamnă că eu nu l-am trezit deloc. Nu, la tine nu. La tine s-a vorbit. La mine, SPP-ul, cred că era liniștit tare. Era, nu atacă nimeni acum. Nu are nicio treabă. Și atunci ai stat 2 luni. Deci acum faci mai bine. Faci un an aproape. Da. Dar de la ce? Băi, de la faptul că mă luase o anxietate foarte puternică și am avut o perioadă mai joasă așa și mi-era... Nu mai aveam, nu știu cum să zic, întâlnirea cu publicul nu mai era la fel de plăcută și aveam senzația că tot ce fac e prost. Și am zis, bă, hai să las un pic la o parte, că acum scriu, filmez și așa. Și după aia, când mă întorc cu armele. Da. Pe unde, dragul, te întorci dacă scrii la 3 filme acum și tu vrei să întorci într-un an, că doar nu le scrii pe bandă rulantă. Un film nu se scrie într-o lună de zile. Bă, o să trebuiască timp și pentru asta. Cam o lună durează așa la mine. Oh. Știu, frate, dar să-l și filmezi și să... A, bine, da, și asta și da. Cu asta. A, bine, așa da. Asta zic, a, adică azi, cum îți antrenezi mușchiul stand-up-ului, tentacol? Frate? Tentacol? E tentacol. Un tentacol. Băi, eram în turneu la un moment dat și erau unii morților de... Știi cum mai ai până ajungi la un om cum trebuie care să te înțelegi să organizeze show, mai sunt din ăștia de căpușe. Da. Și era un terminat săracu și eram în Spania și a luat platou din asta și foarte prețios om așa și mânca la masă așa, nu eram pe, îți dai seama, pe hamon, pe dâșmi, sandwich, alioli, pâine, alioli, da, exact, cartofi din aia așa. Și ăsta mânca prețios așa la masă și la un moment dat ia șervețelul așa. Băi, eu nu mai pot. Vrea cineva să pie? Voi cu hamură, da? Noi... Da, nu știam. Aveam mâncare în gură, că-i o flegmă. Din aia de pe Victorii. Da. Să pie. Mă gândesc acum că dacă te întorci peste un an, deja o să mai ai lansat ceva filme și mă gândeam, tu ai început în filme, cred că în Alu Chișu, nu? Cu da. Upstage Story sau parcă așa se chema. Da. Eu trebuie să spun că anul trecut cel mai mult mi-a plăcut filmul Copacul Amintirilor, cred că se chema.
Copacul dorințelor. Copacul dorințelor. Am fost copii la el și acolo mi-a plăcut de tine. Pentru că era un personaj așa foarte interesant. Nu știu de ce tot timpul, pe toată durata filmului, bineînțeles că mi-a plăcut ce ai făcut acolo și mi-a plăcut tot filmul. Dar nu știu de ce mă bufnea râsul din când în când, pentru că ceva în personajul ăla mi-aducea aminte de Motanu Dănile, de Dan Rădulescu, dar nu știu de ce. Păi a fost și intenționat, să știi. Da? Da, a fost intenționat un pic datorită cumva gândurilor pe care le-a avut Huțuleac. Aha. Că de la el a pornit și am, de acolo am construit personajul ăsta care trebuia să fie, e bazat pe, cum îi spune, anfitrionul, maestru circar din Pinocchio. Așa, și e dus într-o zonă de Motanu Dănil, așa un pic. A, deci nu m-am înșelat. Am crezut că e de la mine, că sunt eu fascinat de Dem Rădulescu și de asta cu... Nu, nu, nu. Da, chiar în afară de fapt n-am vorbit așa. Da. După team building-ul l-am văzut de vreo două ori. Nu m-a dat pe spate. Mi-a plăcut prima parte mai mult decât a doua parte. Nu știu de ce. Prima parte a filmului? Da. Cred că mi-a plăcut foarte mult faptul că ați ales foarte inteligent, nu știu dacă tu, România sau cine s-a ocupat de toată asta cu scenariul, că ați găsit chestia asta cu glumele astea de inside, de bucătărie interioară a ăstora care lucrează multinaționale și nu știu ce, și personajul ăsta de-l sună măsa, de nu știu ce acolo. Și nu știu, mi s-a părut mai funny asta decât partea de băută, ce nu știu, unde știu că cu toate comentariile de după film, eu în mintea mea eram tot timpul, păi vi s-a părut vulgar, da. Păi eu știu ce se întâmplă în team building-uri, că am făcut spectacole de improvizație 500 acolo. Mm-hmm. Puteau să vă arate fața reală a team building-ului și n-ați fi suportat-o. Exact. Adică credem asta, ce ați văzut voi aici, nu se întâmplă aproape deloc. Când vine... Nu e niciodată o gașcă de tineri de acolo, o gașcă de tineri, nu. Mai sunt și niște bătrânei care au antrenament. Aia care dau cadou dildo-uri la secretare. Corect. Și se mai greșesc camerele și exact, aici a fost așa ceva lemn și s-au scăpat câte... Deci au fost toți. Dom'le, nu e așa. Ba, eu cred că ăștia de la multinaționale care merg în team building-uri, la începutul filmului le-a plăcut, au rușit și după aia au zis... Aoleu. Ce mă, bă, ne-a denaturat total, mă. Da. Păi noi ăștia din Craiova, noi nu bem, mă. Noi mergem cu graficile la... Ba, din contră, noi suntem primii când e vorba de grafic. Nu, dar să știi că ăștia au apreciat. Că publicul grosul a fost din multinaționale. Din multinaționale, da. Sunt convins, și da. Și chiar au apreciat. Bă, nu știu, team building-ul a fost pe gustul meu. Adică a fost o comedie chiar pe gustul meu și de asta... Eu știu că s-ar fi putut mai mult. Chiar pe gustul tău. Adică puteai să faci mai mult, dar nu cred că erau gata să primească asta. În condițiile aia nu se putea, nu. A fost un haos bun la team building. Ce crezi că se va scrie despre Klaus și Barroso peste 3 luni de zile? Bă, nu știu, dar important e să se scrie, că asta e chestia. Știi că dacă rămâi la nivelul de drăguț și nici nu... Adică dacă nu reușești să miști nicio direcție oamenii, nici în aia pozitivă, dar nici în aia negativă, cred că e un meci pierdut. Da, atunci când e, pare că e degeaba. Când e ceva drăguț. Nici nu ții minte, nici nu știi nimic. Asta memorabil. Trebuie să nu deranjăm pe nimeni, să stăm liniștiți. Televiziune mai încerci? Bă, nu cred. Nu? Nici teatru. Televiziunea și teatru la tine sunt închise? Nu sunt închise, dar nu e momentul, nu știu. Trebuie să, în televiziune, cel puțin trebuie să găsesc o formulă care să fie late pe placul meu. De ce nu faci late night? Pentru că la late night problema e că nu ai invitați cum mai în afară. Foarte mult din late night se bazează pe invitați. Da. Și noi nu avem vedete din astea să afli de ce a mai făcut Robert De Niro. Adică l-a dus pe Ștefan Bănică odată, da? Zice da, cum... Ai 60-100. De unde, mă? N-ai? Nu ai, nu cred. Nu, și se bazează foarte mult pe invitați și trebuie să... Ai văzut că și în state nu mai s-au dus pe joculețe, pe nu mai e vorba de the fun dintre gazdă și invitat. Păi că nu mai sunt gazdele atât de fun, mi se părea. Nu știu dacă... Erau chiar mișto. Contează, e vorba de writing acolo iarăși, de scriitori buni. Nu știu, nu cred. Nu, și nu e vorba de mine,
Dar formatul de late night, nu știu dacă mai are vreo șansă. Nu avem noi, de unde. Cu toate astea, să știi că așa, pe acolo, nu chiar late night-uri, s-au tot făcut. Au fost late night-uri în adevăratul sens al cuvântului. Au fost emisiuni de seară, date după ora 11, care țineau până pe la ora 1-2 și care aveau din când în când și capete de astea de a fi sau întâmplări supranaturale după la noi. Așa este. Mai chemau și cât un actoraj, mai vorbea de cât un film, mai lansau o piesă, dar asta așa ca să spele puțin din ce... Așa este. Da, nu, dar... trebuie să găsesc un cadru potrivit și să... Crezi că ține și de vârstă? Am încercat să fiu prezent. Bă, nu știu. Să știi că, din contră, eu am devenit mai maleabil, așa, și mai, mă adaptez mai ușor pe măsură ce... Păi, asta spun. Nu, înțelepciunea asta pe care ar trebui să o aibă un realizator de late night n-ar trebui să vină o dată cu vârsta, adică să ai 50 de ani, să ai o experiență, să fii trecut prin toate, știi cum să te joci cuvintele, să... Sau ai putea să faci și acum? Eu cred că aș putea să fac și acum, cum cred că și tu ai putea să faci și acum. Dar, repet, nu e cadrul ăsta la noi în Europa de Est, nu cred că avem noi. Oricât de mult încercăm să occidentalizăm totul, nu merge. Avem niște, da, niște oprișuri. Da, publicul de la noi e mult mai tăios și mult mai pragmatic, așa. Mi-e greu să cred că ne plac nouă romanțele astea de vine nu știu ce actor și... Dacă oricum, sunt îmbrobodite că... puțin comic așa, păi putea păi asta, să te asta mai... comedia, orice îmbraci în comedie e ok la noi. Dar gândește-te pe de altă parte că există podcastul în sensul ăsta. Ai tu podcastul, da, da. Mai sunt podcasturi... Nu e același lucru ca un late night pe TV, da. Podcastul e on demand, poți să te uiți la el când vrei. Dar iarăși TV-ul în comparație cu netul vezi și tu că e, au ajuns să fie cam pe același nivel așa. Știu că pentru anumiți oameni e o bifă mult mai puternică dacă ești pe TV. Da. Certifică și mai tare calitățile tale de încă, entertainer. Încă mai încă, certifică, da. Dar nu cred că mai durează mult. Până când internetul o să fie măcar la egalitate cu TV-ul. Asta vine o dată cu cultura, creșterea și cu internetul de la sate, pentru că suntem o țară cu, încă în continuare, cu un target rural mai mare decât targetul urban. Uh-huh. Știi cum se calculează acolo? Eu sunt fericit pentru că fac parte din serialul Istorie la Sfierbinți, care merge din ce în ce mai bine, dar trebuie să știe lumea că de câte ori vorbim la telefon, tu tot îmi dai variante de ce ai făcut Bobiță și... Deci... Păi, aș vrea să vadă și lumea. Păi nu. A luat-o. Da, așa este. Dar nu-ți dau variante. Eu încerc să o găsesc pe aia bună. Ciudat este că ai ajuns la un nivel în care te aud în telefon și stau să mă gândesc. Oare? Nu, ce a vrut să zică. A. Că înainte erau alea, nervos, plictisit, supărat. Da. Asta care îți da îndemână. Da. Zi-mi, ia, ăsta, supărat. Ce ai făcut, Bobiță, supărat? Sau plictisit, tu cum era? Nu, era supărat, stai așa. Ce ai făcut, Bobiță? Plictisit? Ce ai făcut, Bobiță? Asta era la îndemână, dar mai venit cu ceva noutăți acum de mai acum spart, ți-am adică zis ultima să oară fie, da, erai să și facem, beat când m-ai sunat. Să facem, da, un film de groază, da, care se numească Ce ai făcut, Bobiță? Da. Și să aibă replica asta. Ce ai făcut, Bobiță? Asta era una dintre dansarea aia, mi-ai băgat vreo 6 variante de mea că-s telefonul din mână. După ce mi l-ai dat pe ăla la telefon. Da. Ei. Ia mă să vezi că eu știu, bă, bărete. Și ai să la... Eu sunt un prieten de-al lui Micuțu care mai este, știe și a zis că nu vorbea de tine și a zis că nu știu ce. Și eu i-am zis... Bă, nici nu a lăsat să respire și i-am zis... Da, da, să știi că m-ai prins pe mine, beat. Și de fapt trebuie să zic că eu sunt un prieten de-al lui Micuțu care mă dau bobonete ca să se dea în mare că știe, bă, bărete. Și ăla a făcut pauză pentru că el nu mai știe. Eu cred că se uita și la tine, m-auzea și pe mine și zicea...
e posibil. Adică da, da, da. Era o variantă să facă și asta. Da, mie mi s-a părut foarte amuzant în seara aia, când m-am sunat pe toți, pentru că mi se părea amuzant asta de hai să-ți dau un prieten la telefon, da, să zici că ești tu. Mi s-a părut extraordinar de amuzant. Atunci mi-ai băgat niște variante. Și mulțumesc, mulțumesc. Da. Oricând, mai ai ceva variante noi? Vreo două? Să le am? Bă... În afară de asta e groază în care am mare încredere. În asta, da, asta mare încredere. Bă, de ce? L-ai făcut bubuță. Exact. Bă, ești nebun, da, tu îți dai seama. Ceva sunete, screaming, nu știu ce chestia da, acolo. Da, da, exact. Drujbă, așa, știi? Ce ai făcut bubuță? Da, da. Să nu știm. Și să aibă criminalul, să aibă masca lui Bobiță din Las Cerpinți, să o aibă așa pe față. Mustața așa și cu pălăria aia. Și el zice, dar de ce stă așa? Ce-ai făcut, Bobiță? Dar de ce stă așa? E... Adică nu e normal el? Că trebuie să stea masca aia pe față, că dacă stai așa, îți pică-mă. Adică nu, dar are și aia o prindere. Nu avem bani, mă, bă. Deci, tot filmul ăsta care da, joacă pe ăla... E aici? Criminalul motor, mare. Motor, acțiune. Bă, da. Să nu... Să-mi luați aleargă după mine. Să luați cablul ăla de acolo, de la lumină. Exact. Ce că ultima oară da, era... Da, că nu mai văd. Da, da, da. Și aici dă replica. Da, da. Da. Și cu cuțitul trebuie să-i numeresc. Bă, aici de 5 ori, da, ca un bătrân. Da, 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 da. Da? Cuțitul te cheamă. Dar și... Dar nu, te și cheamă și și dă seama unde e. Da? E bastonul de... E bastonul de orb, așa. Și după aia te înjunghie când... Da, după aia. Aici ești, mă? Da. Ce-ai făcut, bă? Îți face ca la perfuzie? Te prinde și după aia te bate așa puțin. Da, da, să-ți găsească locul bun, da. Stai să te miști. Da. Ce-ai făcut, bubiță? Nu, stai. Poți vii mai încoa? Poți vii mai încoa? Nu mai cum că cade asta. Nu mai cum că cade asta. Hai, repede. Nu fugi. Nu fugi că-mi cade asta. Nu fugi. Eu stai, stai, uite. Așa. Hai că ți-l bag aici. Repede. Vezi că nu simți nimic. Nu simți nimic. Eu vezi că eu am omorât mult. Mă știe toată lumea. Da? Mă știe toată lumea. Vezi că eu am omorât mult. Da? Aici îți bag. Nu simți nimic. Ia. Să-ți dau cu vată din asta, să nu te zici. După aia zici replica, după aia zici replica înainte. Așa, și acum, ia să-i, hai, stai, stai, vină un pic. Ce-ai făcut, Bobiță? N-ai mai așteptat să-i replica. Nu, trebuie să dau, după, am dat. I-a scos mațele. Dom'le, că nu acum, că trebuie întâi replica să o decupăm. Aduceți pe Ionuț de la scuțitoare. Montează-i după. Oricum, mi se pare că de fiecare, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, pot să-ți garantez că n-ai repetat-o. Băi, să știi că n-am încercat. Te-ai dus la un nivel foarte șmecher. N-am încercat. Adică niciodată n-ai repetat-o. Sunt într-o căutare. Sunt într-o căutare. Și ai multe, deci cred că mai e loc. Mai ales acum pe film, că le și vezi. Ce ai făcut, Bobiță? Da, asta e comedia romantică. Care? Ce ai făcut tu acum? Ce ai făcut, Bobiță? Asta e romantică. De comedie romantică. Ia, aștept să asta e la aeroport, cu... la aeroport când ea zboară, da, când ea vrea să plece, da, și a găsit job în altă parte și el fuge după ea la aeroport. Regretând, își dă seama că a greșit. Regretând, exact, da? Dar ea se întoarce pe scara avionului. Și a ajuns în aeroport, zborul pare că a plecat, ea a pierdut avionul, e încă acolo. Pac, când s-a întors, ea, el cu florile în mână și ea îi spune... Ce ai făcut, Bobiță? Fii atent. Da. A mai trecut un an prin noi, au fost și soare, au fost și ploi. Wow. Te mai doare ceva? Te-ai mai operat de ceva? Nu, nu. Am avut iar cancer, dar mi-a trecut. Din ziare? Sau real? Nu, mă. Ai fost omorât. Ipohondrie. A, ipohondrie. Așa, am avut 4 preinfarturi. Gheară pusă. Gheară. Gheara dragon. Da. Păi da, Bruce Lee a murit de anxietate. Acum anul ăsta? La prostat. La prostat. Eu am avut la coron. Am avut anul trecut la coron. Oricum am găsit, se tratează cancerul la coron, se tratează coronoscopie. Adică mi-a făcut și nu mai am. Păi nu mai. Da, și tu cu ce ai scăpat? Na, nu știu încă, că n-am fost la analiză. Chiar s-a putea să am. La prostată. Adică când noi cântăm podcastul ăsta, să primim niște comentarii, râdeți voi, dar eu acum chiar mi-o taie prostata sau ceva, ți-o scoate.
Nu mai mor de la asta. Nu, e, nu mai mor. Nu mai mor, mă, decât dacă ai comorbidități. Cancerul de prostată se... Ți-o scoate cu degetul. Ți-o ia cu mâna. A, te doare aici? Îți iau cu mâna. Îți ții minte specialul Jim Jeffries când povestește cum se face operația de schimbare de sex? Nu mai știu. Când știu că nu mai bea. Că e ăla care... Adică tu te duci și ai cocoși, uh-huh, și vrei să ai păsărică. Și intri în operație și zice... Se taie... Și se pune pe o tavă. Și lumea râde. Și zice, eram sigur, tot timpul râdeți de asta. Pe ce să o pună? Adică... Și a zis, erau variante mult mai funny. Și nu am vrut să le fac. Adică se taie și se aruncă de perete. Da, da, se taie și o asistentă care o mănâncă. Adică sunt mult mai multe variante. Eu am zis că o pune pe tavă, nu înțeleg ce-i funny. Dar mi-am adus înainte de asta de la prostată că zice că el care trebuie să aibă păsărică unde a avut acolo... Și zice foarte serios, zice, și după doctorul ia o lingură și, și după aia timp ce face asta, zice, totuși să țineți cont că n-am niciun fel de experiență medicală, adică... Da, da, asta am uitat cam acum, ziceai tu cu prostata, cu... Deci tu ai avut cancer la prostată, altceva, te dor genunchii, ai mai mers la sală? Da, merg la sală, mă doare lombarul, mă mai doare lombarul, că nu merg la sală. Că de la contracții? Grăsimea din corpul meu. Cât ai? Ai 130 acum? Nu știu, că nu m-am mai cântat. Ai avut 160 și nu știu cât. 167. Acum eu cred că te duci înspre 130. Dacă n-ai 130, ești pe acolo. Mulțumesc. Bine, ești din frezura asta. M-ai servit săpia? Mă, nu. Mă, nu. Dar alte comorbidități? Nu cred. Nimic. Văzut bine? Chiar mă simt foarte bine. Mai fumez, mai beau. De ce? Că am zis că gata. De când nu mai fumezi? Bă, să tot am o lună. Bă, da. Stai mă, nu. Stai. Aprindu-o. Deci nu mai fumezi de urmă. E de băut? Nu mai beau. Că mi se pare că am băut tot ce se putea bea. Poți să fii mai sincer? Nu mai beau. Ai băut tot ce se putea bea. Am băut tot ce se putea bea. Ce-a fost mai greu, să nu fumezi sau să nu bei? Ambele. Mai ales că merg bine împreună. Știi? Păi asta e că... Împreună. Și ce faci cu mânuțele acum când stai de vorbă cu cineva? Când duci la o masă, lumea mănâncă? Așa și beau apă. Beau apă multă. Și faci așa? Și mă pișdez și am senzația că am cancer la prostată. Și fac așa, da. Cred că ești un interlocutor senzațional la vesele astea. Mai faci ca microfon de multe ori. La tine. Mai fac așa. Și tu, micuțule, ce zici? Da. Cred că am cancer la prostată. Da. Eu cred că am cancer la prostată. Nu zic niciodată, nu zic așa. Nu-mi plâng chiar de milă, dar... O zici, băi, gluma e glumă, dar am cancer la prostată. Da. Adică el aș spune... Salut, salut. Băi, glumă, râdem glumind, dar eu am cancer la prostată. Hai. Ia uite! Aveți o linguriță. Nu, am vrut să zic pa. Băi, râdeți glumind, dar eu am cancer la prostată. Pa! Și după aia de toți. Da. Voi chiar n-ați crezut. Da. Voi chiar n-ați crezut. Până la urmă, cred că vă arăt. Băi. Pe mine mă cam dor articulațiile. Toate că am început pregătirea. Trebuie să spun ce și pregătire, mă? În timp ce rulează podcastul ăsta, eu sunt plecat în Borneo. Urc pe Kinabalu la 4095 de metri. Pe jos. Zii, stă mor tu, că nu te-ai gândit. De asta râzi, nu te-ai gândit. Nu știi cu ce e până acolo, a? De asta râde, mă, că el nu știe cu ce e până acolo. Pe jos. Zii, mă. Nu, că acum am mai pus pe gânduri, că nu asta zic. Să variante să ajunge acolo. Vezi cu ceva. Că zic că ea, domnul Bobo, sigur nu vezi în mașină. A, ba da, hai că îmi pun rucsacul în spate. Sunt 30 ceva de mii de scări. Urc pe scări. Ce e așa funny? Zi-mă, ce e așa funny?
Asta chiar e traseu pentru graș. Ia dracu liftul. Păi o să tot caut, îți dai seama. Ia uite mă, unde mă, Bobo? Urcă muntele pe scări. Ia dracu o clădire înaltă și mergi prin ea. Ia uite-l mă. Strică liftul și du-te până la 10. Ales David Neacșu l-a ales și l-a ales special ca să mă ducă până acolo, să rezist. Și fac pregătire acum cu pisica, adică mă duc prin pădure, merg mult pe jos. Cu pisica? Am pus să urc și scări, da. Doar că mă dor genunchii, mă cam taie pe la... Da, că suntem grași de asta. Dar să știi că după... Asta e singura ascensiune pe care o fac în toată expediția, care durează vreo 3 săptămâni, adică luna februarie sunt plecat. Printre ele, printre lucrurile pe care le fac acolo, o să dorm pe o insulă, patrimoniu UNESCO, unde o să prind o noapte în care eclozează toate ouăle de broască țestoasă. Ce distracție. Ce rău îmi pare că nu sunt acolo cu tine. Pare. Superb. Superb. Deci numai când aud crăpăturile alea în mintea mea, îmi pare rău că nu-s lângă tine acum. Ce ai făcut, Bobiță? Vrei să scriu ceva pe nisip? Să-ți fac o poză să-ți trimit? Da, da. Ce? Câți pui au ieșit? Să-mi pui o cifră acum. Ok. Din ouă au ieșit atâtea ouă. Așa, au ieșit atâtea pui. Asta și zic, adică vă raportez că din atâtea ouă au ieșit atâtea exact, pui. Exact, asta vreau. Asta vreau. Și... asta vreau. După merg într-o pădure de orangutani și dorm acolo cu ele. Așa s-a tine bine tot. Eu am prostată și futurul ăsta, mama. O pădure de orangutani? Da. De foioase? Că se foșnesc orangutanii aia, cred că. Unde dracu te duci tu? Stai mă acasă, mă nebun. Duc oameni pregătiți, mă, eu sunt cel mai nepregătit. Păi asta zic, lasă-i pe ei să duc. Bine, micuțule, treaba ta. Nu vreau să stai aripile, iartă-mă. Nu vreau să stai aripile, nu vreau să stai aripile. Du-te. Da. Treaba să... Du-te. Mă duc, mă duc. Și unde o să mănânci? Și tu creveți, bă, bă. Unde o să mănânci creveți? Mi-au la mine. Mi-au ca hamsterii. Îți bagi ei. Da. Mi-au trichile, trichile de creveți. La 20-a scară. Mă? Atât se aude. Aia tot... Da. Ce facem? Mănâncă bubu. Păi, din ce urcă. Noi avem voie să facem grume cu graș. Da, restul n-au. Da, păi. Dacă îi prindem. Ce mă, te-a mai făcut cineva gras vreodată și să fie slab? Să știi că poți să-l bagi la închisoare. Ia, așa fac. Mă, dacă iau acum tu Facebook-ul ăla, că ți-ești... Lasă dacă Facebook, nu bag că ai 500 contul. De mii la pușcărie. La Facebook nu, că o să zică că i-a hăcuit cineva contul, nu era el. Când ajungi de-aia la casă și bați la ușă și deschide ușa, zice, am venit. A, nu. Pe nu. Că știi cum fac, îi trag în capcană, apar eu la ușă și o să zic, a, fătu-ți gura mătii de gras, hop, poliția. Ce ai spus? Ce ai spus? Bună seara, de la inspector, l-ați făcut cumva gras pe domnul? Ce făcea Hamlet cu pâinea? Trecea spiritul, habar n-am, nu știu. Ready? Da. Ofelia. Mai zi. Bă, ți-a zis că am bă, ceva. Bă, stingeți lumânările, hai să bem. Ce hai. Ce are, mă? E banc? Mai zi. Băi, ce nu ți-a plăcut la bancul ăsta, mă? Fuai, cât de bun. Dar mi-a făcut rău fizic. Fizic mi-a făcut rău. Mă doare carnea pe mine. Eu ți-am zis că ți-l zic în timp podcastului. N-a dar rost ți-l zic înainte. Vai, tu știi de că rău. Sunt mulți care se întreabă acum care-i gluma? Lasă-i mă să se întrebe. Tu să nu spui. Să nu spui. Nu spun. Lasă-i să se întrebe. Nu spun. Nu spun. Și când o să fii la 4.000 de metri, o să fie, o să se audă așa din România. Nu, tu se aude ultimii mei creveți. Și după aia... Să fim politicoși cu telespectatorii noștri și cu oamenii care... În regulă, să nu creadă după aia că...
Într-un bordel, într-un bordel, matroanca acolo le cheamă pe fetele și le zice, matroanca, că ieșea din alte matroance mai mici. Alea mai erau matrioșche. Matrioșche. Dar de unde ești prima tale să zici matrioșche? Ești lipovean? Numai acolo-s matrioșchele. Ești lipovean, dar din Cluj. Da. Am prins aseară o matrioșche. Matroana de la bordele zice la curve acolo, zice, bă, fetelor, nu prea mai avem clienți, că eu cred că voi nici nu sunteți prea politicoase. Ia de mâine să vorbiți frumos clienții noștri ca să fie mulțumiți. Și a doua zi, primul client, prima fată în cameră, ăla a luat-o pe la spate și când i-a dat pe la spate, aia se întoarce și zice, mă scuzați că stau cu spatele. Asta e bun, asta e bun, asta e bun. Asta e bun. Asta e bun. E bun, asta e bun, asta e bun. Asta e bun. Asta e bun, asta e bun. Bravo. Da, ți-a plăcut fața. Băi, fața mea. Ba da, dar te-am văzut cum... Asta e... Deci era la, deci prin jocul tău actoricesc mi-am dat seama cât de prost. Deci drum, e bun. Te-ai gândit la curvă, tu chiar ai crezut că e bun. Sunt curvă. Omule, ce facem? Omule, omule. Omule. Fii atent, ți-am văzut. Ți-am văzut zodiacul chinezesc. Eu. Vezi că ești tigru. Știu. Bă, dar noi ne știm de la firmă, de la security, nu suntem amândoi acolo. Așa a fost asta. Bă, vezi că ești tigru. Dar chiar mă, apără mega imajul. Așa a fost. Tiger. Pentru cei născuți în anii tigrului, Ben Ming Yang a luat sfârșit. Adică, asta înseamnă că după un an greu, situația lor se va îmbunătăți în curând. Spune Chow Chow. Chow Chow, ăsta e șmecher tare, fiar. Chow Chow, așa face trenul da. În China. Ce faceți? Bună seara! Hai! Stai, bă, că trezești vecini. Eu v-am zis că doi stand-upers se întâlnesc. Mamă! Dar răbdarea este esențială, deoarece schimbările nu vor fi imediate. Tigri, în special cei născuți primăvara și vara, tu ești mai vara, iulie chiar, ar trebui să-și ia timp să se recupereze în prima jumătate a anului și să ia decizii importante doar în a doua jumătate a anului, spune ea. A, e ea, e cio-cio. Nu e cio-cio, e cio-cio. E cio-cio. E cio-cio balerina. E ea care zice... Mă scuzați că stai scuzați. n-ai voie. Nu cred că ai voie. Vai. Nu. 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 Lasă mâna jos. Nu. Nu face ochi. Nu face ochi că n-ai voie. Te vede lumea. N-ai voie că avem voie orice. N-ai voie, mă. Te vede lumea. Mă scuzați că... Nu, nu. La. Nu e bine, nu e bine. Mă scuzați că ce-a cuciatine. Și eu m-am dus în India. Păi nici cu India n-ave voie? N-ai voie cu nimic. Mă scuzați că te-ar... Bă, nu! Atunci... Te rog, nu. E un el? Mă scuz că stai... Eu mă avem bun să afli. Chiar eu mă avem bun să afli. Ca să vedem dacă avem voie. Vă rog să mă iertați că stau cu spat. Mă, mai fost un fel de... Da, asta e că trebuie să se ducă înapoi după aia, știi? Să mă iertați că stau cu spatele. Dar ce frumos se culcă unde era pe pături. Vezi că de la tine am. Da, tu ai făcut întoarcerea suavă așa. Am înțeles. Da? Deci ai fost ca o gâscă în aia moarte și a dat părul pe spate. Da. Deci e o doamnă. Mai zice în felul următor. Trebuie să poarte haine de culoare galben, albastru și maro. Ce unde dracu? N-am. E, n-ai. Galben trebuie. Galben avem amândoi aceeași bluză. Da, bluză. Se pare că tot anul ăsta mulți dintre ei își vor găsi jumătatea potrivită. Da, nu știu. Dar potrivită ce înseamnă? Potrivită înseamnă numai bine. Ăsta e o bucată de slană.
Dân mine. Opa. Aia e voi. Mai zic de rest. Cum ți-ar plăcea să o cheme pe viitoarea ta nevastă? Trei variante de nume. Că după care vine întrebarea cea mai grea. Trei variante de nume. Bă... Alexa? Alexa, că sună foarte futurist. Și ce o să faci dacă ai boxe de la Google? În fine, hai. Alexa? Aia zic. Siri? Siri. Și Bing. Bing e din... Mă scuzați că stau pe... Băi, omule, măi, tata, tu vrei să... E numele! E numele Bing. Măi, și oricum nu cred că o cheamă doar Bing, o cheamă Bing Bing. Wow! E sora lui Ciocio? Da! Și pe Ciocio, păi, pe maica ei. Pe maica ei? Pe maica ei? O chema Lina. Wow! Peste ce apucături ciudate ale viitoarei tale neveste ai putea să treci? Bă, știu peste ce n-aș putea să trec. Ia zi. Dacă din când în când își miroase degetele așa. Fără să vezi unde le bagă sau ceva. Nu, să vă vezi așa. Când vorbim despre lucruri serioase, mai... N-aș putea, n-ai putea. Dar dacă și-ar suge măsărele... Sau iarăși să-ți mai f***e câte una așa. Cum adică? Să-ți mai râdă să-ți dea una așa. Păi ar face femeia așa? Să stea cu tine. Asta zic, băiatru. Asta. Eu băi, zic de apucături. Băi, deci asta Crăuș Barosu. Bravo, mă. Băi, bravo, mă, cât a râs. Cât a râs. Și tu fac ciorbă. Mă rog, mi-a sărit masca. Corect. La filmul ăsta nou. Eu uit mereu ce am vorbit și de asta nu. Da, după azi vine. Ești românul când știu eu pe Chinabalu. Pe ce? Pe Chinabalu, așa se cheamă vârful. Ok. Deci n-ai putea să treci pe asta acum. Mm-hmm, asta sigur nu. Și iarăși vocea. Se pare că am o problemă cu vocea. Adică să nu fie nici foarte subțire, dar nici să foarte groasă? Să nu se ducă în aia, știi, de să te dă la cap așa. Care e aia care îți dă la cap? Vocea aia de se duce mult în sus așa! Păi da, până îți devine nevastă, tu în întâlnirile cu ea nu auzi? Ce pasiune ai, fata mea? Eu? Adică nu zici... Dar ce dracu... Wow. Nu. Zic ai de, nu-ți dai seama până atunci. Bă, eu cred că lucrurile devin stresante după o perioadă de timp. Păi... La început s-ar putea să fii mesmerized de calitățile ei fizice și după aia să-ți dai seama că de fapt nu prea se echilibrată balanța, știi? Da, mă, eu zic de genul ăsta de care ar fi niște reveal-uri după 2-3 ani. Asta de... ar fi reveal, na. Da. Dar nu 2-3 ani, căcat. Câteva luni. Vocea o ai de la început. Anul ăsta sunt alegeri. Nu ne băgăm foarte mult în politică. Eu doar vreau să vedem pe cine punem la... dintre comedianți, pe... ți-a mai întâmplat asta să punem. Okay. Adică ministrul la apărare. Asta. La apărare? Da. Sorin Pârcălab. Sorin Pârcălab, că e... mini gadget, e mini tehnicus. Super strateg. La economie? Dan Badea. Dan Badea la economie va fi cum e ăsta la agricultură, cum era la... Petre Daia. Bă, da, dar știi că la finalul anului ai strâns niște bani. Corect. Mai lași și alte țări să plătească nota. Dă-i, dă că trag și eu. Hai da, hai da. Să puneți niște sunete artificii. La Ministerul Muncii. Pă, era bun tot Sorin Pârcălab. Îl punem pe dublu. Bă, vezi când n-ai război. Dacă se poate. Învățământ. Intrești Nicolae în asta? Poți să... Păi da, e comedia. Da, Nicolae. La învățământ. Uh-huh. Sănătate? Sănătate. Bordea. Bordea. Uh-huh. Sport? Păi, tot Bordea.
Asta zic, la sănătate ar trebui să punem pe cineva care să aibă și cunoștințe medicale. Ah, Costel atunci. Asta am vrut să zic și eu, dar nu mai am permis să șoptesc. Da, da, Costel. Iată-ne, dragi... Te-ai dus, te-ai dus. No. Am trei întrebări de pe TPU. Știi site-ul, da? Toți pentru unu. Hai că n-ai cum să... E un site în care anumiți oameni pun întrebări către alți oameni și cine poate le răspunde și... Dar de ce nu mi se deschide? O, da. A picat internetul, domnule. Eu știu, prima întrebare era de la cineva, că, dar nu, chiar nu merge. Am internet. Hotspot. Am. Am, dar nu s-a elogat. Prima întrebare este de la un tip care se întreabă cam ce înălțime ai tu și își dă cu părerea. O 1,90, peste 1,90. Eu trebuie să zic? Da, păi trebuie să-i răspundem omului, că o să-i dau și numele, spun cine scrie aici. Gata, a venit netul. A venit netul, bă! 1,89. Imediat te spun cum îl cheamă, Pășau. Dar cred că am început să mai scad în înălțime. Anonimus aia, 2513. Pentru a zice așa, puțin peste 1,90 probabil. 1,90 are bordea și micuțul e puțin mai înalt decât el. 1,72 zice cineva. N-are 1,74. Bordea 1,90. Cât, mă? E mult mai înalt. Nu, 1,89. N-are bordea 1,90. S-a răspuns, 1,89. Nu știu. Uite, avem unul care are un hit și care, na, are nevoie de o părere. Ce înseamnă un hit? Crâșmărianu Vasi, ce are un hit? Ce am un nou hit și vreau să știu părerile. Ăsta este hip-hop, hip-hop. Am o voce de invidiat, ăsta este hip-hop, hip-hop. Eu spun bună, ele spun hei. Ne sărutăm pe gură, toate spun că sunt ok. Ăsta e hip-hop, hip-hop. Am o voce de invidiat, ăsta este hip-hop, hip-hop. Toate vor mașini, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW... Dar eu le spun că la mine în buzunar nu cântă money, money. Asta e hip-hop, hip-hop. Am o voce de invidiat, asta este hip-hop, hip-hop. Ele vor să fiu un rapper foarte bun. Eu spun că nu am cum, că nu sunt destul de cool, dar ele îmi spun că sunt bun. Îți pui numele de Vasi Micuțu. Acum ăsta este hip-hop, hip-hop. Am o voce de invidiat. Ce mă asta, bă, trăiță? De ce, ce e asta, bă? Așa a făcut omul ăsta și întreabă dacă, da, ți-a zis că să-l cheme Vasi Micuțu. Băi, stai așa, dar stai un pic, explică-mi. Deci oamenii ăștia îți scriu ție? Nu, man, e un site care se cheamă Toți pentru Unu și pe site-ul ăsta... Tu cauți numele cuiva? Are categorii despre dragoste, sex, afaceri. Și eu eram o categorie și omul ăla a scris... Nu ești o categorie, noi am căutat întrebări care te vizau, care erau despre Micuțu. Și ăsta a băgat aici cu Micuțul și cred că de asta a ieșit. Și omul întreabă, domne, sunt avizat să fac rap? Da, frate, du-te mult. Da, du-te mult. Să trimite la toți. Trimite la toți piese. Trimite, așteaptă în fața blocului cu caietul. Ce caiet? Cu caietul pe rap. Care ești notat. Caietul de rap. Da, caietul meu de rap. Iar mai e și mă trăițar neamul tău. În fine, mai aveam una, dar nu se mai aia ăla. Ia de pe, da. Una singură, că asta era importantă, că erau cu păreri despre tine, fii atent. Bine, nu că n-ai ști tu cam ce părere ai. Cum mai stai cu haterii? Nu mai, chiar am reușit să... Să treci peste. Nu mă mai intereseze, da. Nu mai ai de ăștia. De ce părere aveți despre Micuțu? Probabil cel mai bun stand-upper, dar e și gras, zice, sunt serios. Nu e bun să joace rolul de mafios sau șmecher bătăuși. Îmi place, l-am urmărit toate podcasturile, sunt super frumoase. Recent am descoperit că are și două piese chiar mișto. Caută Micuțu Antante, omul e multitalent, deși se ocupă de stand-up, la bază e actor de teatru, are niște momente de imitație geniale. Cum ar veni de ăștia? Am crezut că-s păreri ceva să le comentăm, nu... La final le mulțumesc mult pentru că am ajuns la final. Da, scuze, săpie, oameni buni. Hai zi, ești pregătit să facem anunțul? Adică să afle lumea, pentru că vreau să fie, pentru că e început de an, e primul episod și vreau să știe lumea. Le zicem? Ok. Recunoști că ești mason? Dragi oameni buni, sunt masono iluminati. Ce mai e? Numai asta. Șerpilian.
Sunt ce înseamnă, mă, șerpilian? Șerpilian gorilian. Nu sunt, mă, mason. Dar știi ce? A. Știi care e problema mea, sincer, spun? Bă, nu m-a chemat nimeni, mă. Să fii mason? Da. Adică au fost atâția, știu, și foști colegi, în general, în zona asta de actorie, așa? Nu că chemat... S-a pus o întrebare la un dat. Poate că s-au gândit că nu poți ții un secret, frate. Eu cred că s-au gândit că nu-mi vine șorțul ăla sau ceva. Îți făceau din două unu și-ți venea. Nu știu, dar chiar la un moment dat mi s-a părut așa un pic. Dar eu ce am în din... Ai și plâns. N-am plâns. Când stai tu la bucătărie pe geam așa. Și ploua afară. Eu de ce nu pot? Da, am și o piesă pe care am scris-o. Da? Da. Eu de ce nu pot să fiu mason? Nu știi? Nu. Și când picură ploaia așa pe geam. Și e și pleci cu umbrele și te învârți așa? Da. Aș vrea să fac și eu salut secret. Fii mason, fii frate de-al meu. Când dăm mâna să scot degetele în față și să te înțep pe închetură ca șarpele. De ce nu sunt și eu mason? De ce nu sunt și eu mason? Și ploaia, ploaia. De ce nu m-ați ales până acum un telefon? Nu mi-ați dat să fiu mason. Foarte frumos ar suna. Mulțumesc, și videoclipul și asta. Da. Îmi place foarte mult. Mai aveam o singură chestie, repede, dacă ai ceva. Am scos niște citate care mi se par degeaba și mă gândeam dacă am putea amândoi acum, în timpul episodului, să inventăm un citat al nostru care să rămână. Omul deștept nu joacă lapte gros cu rinocerul. E unul dintre citatele pe care le-am găsit pe net. Ok. Problemele complicate au mereu răspunsuri simple pe înțelesul tuturor, dar greșite. Zi-mi și mie, noi doi, am putea să inventăm un slogan, un ăsta, un citat care să rămână? Hai, bă, eu cred să că luăm da. Niște... Să, despre ce? Pe asta, despre ce? Hai să pornim despre ce? Despre, ce ține despre ce? Muncă, despre... Un domeniu. AI. AI? Despre show. Despre succesul show-urilor. Da, citat. Deci ăla despre AI e... vrei, nu vrei, o să murim. AI! Da, așa. Da, da. AI! ChatGPT, ai nevoie de un AI. Care e ChatGPT. Da, da, care e vers ăsta, nu e citat. Și l-ai și explicat. Care da, e un site în care pui întrebări și răspunde. Da, și îți face coding. Ăsta poate fi, hai să-l facem pe ăsta al nostru. Care? ChatGPT, ai nevoie de un AI. Care ChatGPT e un site în care dacă bagi acolo întrebare, întrebare sau chestie, el îți dă soluții. Și îți dă soluții, dar nu la tot. Ăsta e, gata. Că n-are voie. Deci. Păi, lasă-mă dacă ori. Deci, ChatGPT ai nevoie de un AI. Care e ChatGPT. Care ChatGPT e un site în care poți să bagi tot felul de cuvinte. Întrebări. Și el îți dă răspunsuri. Răspunsuri. Și, dar nu la toate. Dar nu la toate, că n-are voie. Că n-are voie. Dar e și aplicație și poți să o iei, să o ai în telefon. Ca să fii om. Ca să fii om. Deci hai să-l mai luăm de la capăt. ChatGPT, ai nevoie de un AI? Care e ChatGPT? Care e un site. ChatGPT e un site? Pe care scrie întrebări. Și el îți dă răspunsuri, dar nu la tot, că n-are voie. Așa și aplicație, și poți să downloadezi. Nu bagi așa și. Care e și aplicație. Dar e și aplicație. Care poți să o downloadezi. Pe care poți să o downloadezi și faci același lucru. E super citat ăsta, mă. Rămâne citatul nostru? Da, frate. Vă mulțumim mult că ai venit. Și eu mulțumesc. Succes cu Klaus și Barroso și cu toate filmele pe care le faci. Abia aștept. Ce-ai făcut, Bobiță? Deci asta o văd acolo.
Și să fii sănătos în continuare. Poate și treci și de tu... cancerul cu de prostată sau ce ai. A trecut, s-a dus de a lucru. Trecut. Ți-am luat un cadou. De fapt, nu noi, prietenii de la cult, toți au avut cadou în ceas. Mulțumesc. De fiecare dată când avem un invitat, ei sunt atenți și dau câte un cesuleț. G-Shock. Un G-Shock. Încă o dată spunem să fii sănătos. Mult succes cu filmul. Și când faci podcast cu comedianți care să fie în vervă și care au idei, O să sun pe Costel. Vino și tu și abonează-te la canalul nostru de YouTube, aici, pe logo, apasă pe Da Bravo și devii abonat și ai mari șanse să câștigi o Dacia Logan Papuc de 7 locuri în 2025. Numai tu și cu ceilalți care se abonează, participă și poți câștiga.